Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum sunteți? Ce faceți? Bine, energici la început de săptămână, deși afară plouă, deși vreme urâtă, au spus ăștia de la meteo, 3 zile de ploi, de ninsoare, 3 zile de lapoviță, de... Păi da, vremea e în ton cu vremurile. Dacă și noi seara trebuie să intrăm de la ora 10 sub plăpumioară, nici vremea de afară nu ne ajută. Adică, mă, dacă plouă, ce să facem? Intrăm sub plapumă, numărăm bani, numărăm, sporim demografia României. Început de săptămână trebuie să fim în formă, cu forțe noi, cu forțe proaspete, mai ales că de astăzi am intrat în postul Paștelor. Post mare, post lung, 40 de zile. Postul se suprapune cu prelungirea stării de alertă, care durează 30 de zile. Deci să ne gândim așa, avem 30 de zile de stare de alertă și mai avem încă 10 zile de post și am ajuns în Sfânta Sărbătoare a Paștelor. O să vedem. Vom fi aici alături, vom comenta și în aceste 4 zile, dacă vom fi sănătoși, ce se mai întâmplă, cum mai este. Știți cum se spune la începutul fiecărui post, cum ni se pune la suflet? Să fim mai buni, să fim mai iertători, să fim... Da, cu ăștia? Cu ăștia? Habar n-au ei din cazurile noastre, de problemele noastre. Ei își văd de afacerile lor. Le-au mai rămas câteva scaune neîmpărțite și mare cearta. TVR-ul, radio-ul și avocatul poporului. Acolo-i bătaia, să-și impună oamenii. După aia, aproximativ 4 ani de zile, se vor certa de ochii lumii, își vor încasa lefurile, salariile, sporurile, indemnizațiile. Țara va fi tot cam așa. Noi vom avea de suferit în continuare. Că vedeți, scumpiri mari, 17%, cu 17% s-a scumpit electrică, urmează gazul, fasolea și astea produse de larg consum, cafeaua, acum cât s-ar scumpi ea? Mai primim câte unul de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc tare mult! Țigările s-au scumpit foarte mult. Dar fiți atenți ce a făcut un român. Un român de-a nostru, un inventiv românaș de-a nostru. Omul s-a întors din Dubai. Că unde să fie? Unde să fie în perioada asta? La schimb, Poiana Brașov nu-și permite el chiar atâția bani. Și s-a întors din Dubai, de pe aeroport, din duty free și a luat vreo 6.000 de țigarete. 6.000 de țigarete. Când a trecut pe la bagaje, hopa, păi sunt cam multe. Băi, nu zice omul, nu zice, chiar aveam nevoie de ele, că plec în Maldive peste o săptămână și acolo sunt mai scumpe. Plec 10 zile în Maldive. Păi dacă împarți așa 6.000 de țigarete pentru 10 zile în Maldive... Eu zic că e corect. L-au amendat pe om cu 5 milioane vechi, cu 500 de lei, pentru că și-a adus țigări din Dubai. Sau, mă rog, din aeroportul pe care l-a tranzitat când venea din Dubai. Eu nu plăteam amenda. Este un bun necesar țigara. Gândiți-vă, omul se ducea în Maldive, iar în alt concediu. Noi, bărbații, cam 7 zile pe an rezistăm la concedii. 7 zile de concediu, din care... Una e de dus, una de întors, 5 zile acolo. Deja după a patra zi nu mai rezistăm. Consoartele noastre, bineînțeles, că ar dori să fie tot timpul într-o vacanță, tot timpul plecate undeva. Că de ce s-o grăbit și Eva să mănânce din măr, să muște din măr în rai? Ce o zi zice? Bă, aici e prea uniform, prea tern, prea etern. Hai să mai mergem noi, să mergem undeva în concediu. Puțin acolo în iad, o fi cald, o fi frig, o fi gel, nu știu, dar trebuie să facem bagaje, trebuie să facem planuri, să ne luăm harta, să vedem obiective, să... Omul ce a zis, ce mă mai duc într-un concediu, încă într-un concediu în Maldive, la diferență de nicio lună. Păi zice, dacă n-am țigări cu mine, nebunesc. Și-a luat amendă 500 de lei. Bine că nu l-au amendat ăștia în criptomonede. Ați văzut? Criptomoneda a urcat la 60.000 de dolari. Bucata. Ai de capul meu. Bă, deșteam și eu. În loc să-mi iau Adidas și aia și training-ul, luam niște criptomonede și acum eram șeic, nabab, 60.000 de... Și Becalea zice, dacă știam, nu mai investeam în jucători, nu mai investeam în fotbal, investeam în monedele astea din criptă, înțelegi? Cripta, care e simbolul trecerii din lumea aceasta, o făceam o criptomonedă de aia. A declarat Becalea, a declarat, zicem, în scurt timp mă duc la mănăstire. Soția și fetele nu sunt de acord, da, eu mă duc la mănăstire. Omul și-a făcut o mănăstire undeva într-o pădure și acum a zis că el se va retrage la mănăstire.
are 62 de ani și a zis că se va retrage. Dar nu acum, nu acum, fraților, în 10-15 ani. Apoi în 10-15 ani, o mai zis el că se retrage și în fotbal. De 10-15 ani se tot retrage din fotbal. Acum, vorba lui Hamlet, când i-a zis lui Ofelia, du-te la mănăstire. Cine să-i zică Meme Stoica? Cine să-i zică lui Becaliluțu? Du-te la mănăstire, Gigi. Și apoi, în altă ordine de idei, merge la mănăstire. Acolo-i liniște, acolo-i loc de reculegere, s-a atâtea de făcut, slujbe, ascultare, tăcere. Când tot se roagă acolo la vecernie, numai la uspă pe care... Când bate toaca, el trebuie să intre în direct la DigiTV. Nu-l văd eu retrăgându-se la mănăstire. O să mai construiască 3-4 mănăstiri, 7-8 biserici, dar nu-l văd retrăgându-se. Deși, nu știu, ar fi un câștig sau ar fi o pagubă pentru sportul românesc. Cafeluță bună rămasă de săptămâna trecută de la cei care au avut bunăvoința, amabilitatea și nu în ultimul rând generozitatea de a da o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc anticipat! Fotbalul merge cât de cât. Ați văzut că Man cu Mihaila și-a dat un pic drumul la Parma. E bine, cu handbalul avem o problemă acum. Cea mai rușinoasă înfrângere din istoria handbalului românesc. Ne-a bătut Kosovo. Kosovo! Kosovo! Nici nu-l găsești pe hartă. Kosovo! 30-25 pentru Kosovo și iar e compromisă calificarea la europene. Unde-i Gruia? Unde-i Gaț? Unde-s mari handbaliști care scriau pagini de istorie în handbalul mondial, campion mondial de atâtea ori? N-aveau rival pe planetă, n-aveau rival în Europa și acum ne bate Kosovo. Vai de capul nostru, nu știu ce să alege cu sportul. Nici cu sporturile de echipă nu mai stăm bine. Nici o fericire, nici o fericire, nici o bucurie. Dar în altă ordine de idei, Andreea Bălan, o știți pe Andreea Bălan? E cealaltă față de Andreea Antonescu. Din trupa Andreea Bălan a spus că ea se mulțumește cu argintul. Vedeți? Și în sport și în relații personale ne mulțumim cu puțin. Ea a zis că se mulțumește cu argintul, cum ar veni cu locul 2. Bine, cu Tiberiu Argint, cu care stă de vorbă acum, se mulțumește că vrea să aibă o relație, chiar să se și mărite cu argintul. O femeie care nu-i pretențioasă. Toate femeile vor aurul. Uitați-vă la Madame Șoșoacă. Aurul. Ci că a scăpat de Simion, ăsta are interzis în Republica Moldova, de-o s-o dus, ieri a făcut scandal că vrea în Republica Moldova, că e înalt demnitar român. Până i-a zis Vameșu, stai aici, bre, până nu-i prea târziu. Zice, stau până în 2023, dar tot mă duc în Moldova. După ce să-și ia țigări netimbrate, să-și ia de pe aeroport din Dubai, dacă dorește. Deci, când toate femeile, toate, mă rog, viitoarele femei, domnișoarele, își doresc locul 1, aurul, podium, treapta cea mai înaltă a podiumului în iubire, Andreea Bălan se mulțumește cu argintul, cu locul 2. Vedeți un exemplu de smerenie la început de post. Post nepost, astăzi, cred că l-am încălcat aici, în familia noastră, că e 15 martie, i-am zis de ieri la mulți ani soacrei, ziua maghiarilor de pretutindeni, poate primim ceva mai consistent, unde mai pui ca seara bătut și CFR-ul cu 4-0? No. Poate o combin să fac un lecer, dar fără cârnați și partea cu cârnați o cedez dânse, adică nu. Chiar din prima zi de post nu poți ceda așa, vedeți că ispichele, tentațiile îs la tot pasul. Nu trebuie să ieși din casă, nu trebuie să ieși din oraș, nu trebuie să intri în crâșmă, nu trebuie să intri în club, nu. Tentațiile îs din mijlocul familiei. Asta e, n-avem ce face, ne adaptăm. O săptămână ușoară. Celor care aveți de gând să țineți în sens material și spiritual postul, putere. Noi ceilalți care suntem și în stare de izolare, de alertă, să nu ne izolăm prea tare unii de alții, totuși să avem un pic de răbdare, poate ieșim cu bine din primăvara asta și mai înspre vară să mai uităm de cataclismul epidemic ce s-a abătut asupra noastră acum un an, acolo în micul Wuhan. Și apoi ăla Chiolhan, după ce am ieșit din stare, că o fi de alertare sau de izolare. Scuzați că v-am reținut, înapoi la treabă, trebuie să mărim PIB-ul, trebuie să băgăm bani la buget,
ca să aibă ăștia din ce fura. Numai de bine.